Alertele de raid aerian au sunat în întreaga Ucraina. O serie de explozii au fost auzite în capitala Kiev. Autoritățile regionale din nordul, estul și centrul Ucrainei au raportat de asemenea lovituri cu rachete. Potrivit armatei ucrainene, mai multe regiuni sunt în stare de alertă, printre care Kiev, Harkov, Sumă, Zaporojie și Odessa. Sistemele de apărare antiaeriană au fost puse în funcțiune în regiunile Poltava, Viniția și Dniepropetrovsk. Fumul a putut fi văzut ridicându-se deasupra Kievului după aproximativ 10 explozii, au declarat martorii. Ihor Terejov, primarul din Harkov, a declarat că orașul a fost lovit de două rachete care au vizat o infrastructură critică. Rusia a intensificat atacurile cu rachete asupra Ucrainei în ultimele săptămâni, după ce a acuzat Kievul pentru explozia care a avariat podul din Crimea.